Vă pot recomanda, dar cum spus, sunt stațiuni, Mamaia, Eforie, Neptun. Cea de-a 41-a ediție a programului Litoralul pentru Toți va începe în această vară pe data de 28 august. Astfel, peste doar 10 zile, prețurile la cazare se vor reduce chiar și cu 70% față de cele din vârf de sezon. La aflarea veștii la agențiile de turism, telefoanele au început să sune încă de la primele ore ale dimineții. Prețurile vor porni de la 75 de lei pe cameră pe noapte pentru un hotel de 2 stele, iar pentru celelalte tipuri de hotel prețurile vor fi minime pentru acest sezon. Anul acesta vor fi mai multe hoteluri incluse în acest program datorită volumelor care le-a generat de-a lungul timpului. Interesul hotelierilor pentru a vinde această perioadă este unul sporit. Până în prezent, la această ediție a programului s-au înscris 27 de hoteluri din toate stațiunile de pe litoral, iar prețurile la cazare diferă în funcție de numărul de stele al unității hoteliere. Astfel, dacă în vârf de sezon, la un hotel de 3 stele din stațiunea Mamaia, o cameră ajungea chiar și la 700 de lei pe noapte, acum găsim tarife și de 150 de lei. Suntem înscriși, ajung undeva la 150-160 de lei fără mic dejun, 190 cu mic dejun. Prețurile pornesc de la 700 de lei pentru 5 nopți, cazare fără mic dejun și ajung undeva la 1350 de lei, cazare cu demi-pensiune, unde au practic prânzul, cina la alegere, meniu fix prestabilit. Acum avem oferte și mai bune, odată cu această campanie Litoralul pentru Toți. Pornim de la 270 de lei de persoană all-inclusiv, însemnând șezlong gratuit, activități pentru cei mici și pentru cei mari, acces gratuit la cele două piscine, cea pentru adulți și cea pentru copii, cele trei mese, băuturi alcoolice și non-alcoolice incluse pe tot parcursul zilei. Aceeași situație se regăsește și la hotelurile din sudul litoralului, unde turiștii sună ca să profite de tarifele reduse și să se bucure de o vacanță chiar și pe ultima sută de metri a sezonului estival. Suntem înscriși noi cu programul Litoralul pentru Toți. Prețurile au scăzut și încep de la 150 de ron pe cameră cu mic dejun inclus. Avem deja oameni care sună, avem deja clienți care și-au făcut rezervarea, avem pentru luna septembrie un grad de ocupare de peste 60%. Hotelierii au totuși o nemulțumire. Pentru că anul școlar este programat să înceapă pe 5 septembrie, aceștia au fost nevoiți să devanseze debutul programului Litoralul pentru Toți, ceea ce înseamnă încasări mai mici pentru cei mai mulți. Pentru că odată cu finalizarea sezonului luăm în calcul și faptul că va începe școala mai devreme, și atunci hotelierii, ca să poată să aibă un grad de ocupare mai mare pe final de sezon, s-au gândit să devanseze cumva începutul acestui program. Comparativ cu anul trecut, să zic așa, când școala s-a început pe data de 15, se simte o scădere. Turiștii care vin la mare prin programul Litoralul pentru Toți își pot închiria camere fie la recepția hotelului, fie făcându-și rezervări prin intermediul agențiilor de turism.